Am revenit astăzi cu un Get Ready With Me. Am produse noi de make-up. Dacă mă urmăriți pe Instagram, cred că știți deja că am primit niște produse de la Elemental. Am pus aici lângă mine sacoșa. De pe site-ul Elemental, produse de la Mayam. Printre care mi-am luat și câțiva pigmenți. Mi-am ales câțiva pigmenți care sunt superbi. I-am folosit până acum și sunt minunați. Abia aștept să vi arăt și vouă. Ce mi-am mai ales? Câteva ingrediente pentru a face un parfum solid. Și dacă sunteți curioase ce mi-a ieșit, vă las link în descriere și mergeți pe Instagram și o să vedeți acolo. Alte produse de make-up pe care le-am primit într-o cutie foarte, foarte, foarte simpatică de la Salerm. Este un brand, cred că recent, a apărut pe piața din România. Sunt produse profesionale, Salerm Cosmetics. O să vă las la fel în descriere link-uri către site-ul lor și în cazul în care sunteți curioase să aflați mai multe. Hai să începem cu Salerm pentru că, să zic, aici am produse pentru față și pentru față, nu doar pentru ochi. Am un fond de ten pe care aș vrea să-l folosesc, dar este foarte închis și nu o să mi-l aplic pe față, dar o să vi-l arăt și o să-i fac un swatch. Se numește Natural Foundation Medium Coverage, adică o acoperire medie. L-am testat pe mână și pare să fie într-adevăr cu o acoperire destul de ok. Formula mi se pare destul de lejeră, adică nu cred că ar încărca foarte mult tenul. O să-l folosesc la un moment dat într-un Get Ready With Me, doar că trebuie să fac rost, credeam că am, dar nu am picături din acelea pentru a deschide nuanța fondului de ten. Da, are 30 de mililitri, creează o protecție pentru lumina albastră, știți toată nebunia cu lumina albastră care îmbătrânește, etc. Da, pare foarte mișto fondul de ten, vine în ambalaj de sticlă, cu pompiță, îmi place ambalajul, este sticla asta așa ușor mătuită, SPF 15, care, na, nu este un SPF foarte mare, dar are SPF 15. Hai să-l agit un pic și să-i fac un swatch pe mână, ca să vedeți că într-adevăr este super, super închis. Uite, o să pun un pic. Și uite, întind. Și se vede că este foarte, foarte, foarte închis. Da. Nu știu dacă să-l pun pe față. Nu e ca și cum nu mi-am mai aplicat. Uite, aici am încercat să-l uniformizez un pic mai bine. Dar tot închis rămâne. Este oranj, mi se pare. În schimb, am un anti-cearcăn full concealer. Nuanța este medium. Are 7 ml. Știți ce nu mi-am luat? Nu mi-am luat un burețel. Așa că o să folosesc o pensulă de această dată. Îl aplic direct pe sub ochi. Pe acesta l-am mai folosit până acum și mi se pare că rezistă destul de bine întreaga zi. Nu se strânge, nu crapă, arată ok la ochi, arată hidratată pielea. Acoperirea nu mi se pare super full, dar cu siguranță zic eu că neutralizează. Că pe aici, pe sub ochi, eu sunt ușor vineție. Și mi se pare că neutralizează vinețiul ăsta. Îmi place. Îmi place anticearcănul. Este foarte ușor. Mă refer așa pe piele, cum se simte. Este foarte ușor, foarte lejer. Poate fi construit. Adică pot să mai aplic un pic și o să fie ok. Da, îmi place anticearcănul. Și folosesc și puțin fond de ten. Pan Stick de la Max Factor. Uniformizez totul și revin. Un alt produs pe care l-am folosit de când am primit produsele, l-am tot folosit și îmi place destul de mult. Este vorba despre o pudră, se numește Velvet Matte Powder. Am varianta translucent. Îmi place foarte mult această pudră. În primul rând, îmi place ambalajul. Este foarte, foarte simpatic și foarte așa, nu știu, e destul de compact totul. Se închide foarte bine, are și oglindă și pudra. Deci, uite, oglindă și asta este pudra translucent. Și o să aplic puțină pudră, mai multă de fapt, pentru că am nevoie, că fața mea este super shiny. O să aplic cu o pensulă, o să încep pe aici, pe sub ochi. O să vedeți că instant matifiază. Uite aici unde aplic, instant matifiază. Îmi place foarte mult pudra și mi se pare că face o treabă chiar foarte, foarte bună.
în sensul în care tenul rămâne mat, rezistă destul de bine machiajul și am purtat-o în perioada asta în diverse combinații, adică și peste un BB cream și peste fond de ten și îmi place. Deci uite, am matifiat, uitați diferență. Aici sunt doar cu fond de ten, aici am venit și cu pudra peste. Deci pudra minunată, recomand, îmi place foarte mult. Hai să trecem la machiajul ochilor și apoi o să terminăm cu machiajul feței. La machiajul ochilor, în machiajul de astăzi, la ochi, o să folosesc, chiar nu mai știu unde am pus sacoșa, o să folosesc pigmenții de la Mayam, care sunt, oh my god, demențiali. Am albastru, este numărul 83, o să vă las linkuri în descriere pentru acești pigmenți. Am auriu 49, care arată demențial, galben 09, pe care l-am folosit și este super frumos. Și cel care a primit cele mai multe, cum să zic, aprecieri din partea voastră, Coral 88. Mă refer pe Instagram pentru că v-am arătat acolo pe Instagram pigmentii. În primul rând vreau să iau o bază și o să folosesc, mai am foarte puțin din Primer Potion de la Urban Decay. Și o să combin fardul acesta. Iau așa pe deget. Nu prea am cum să vă arăt pentru că e pigment, e fard, pulbere și nu vreau să-l vărs. Și îl combin. Cu primer potion și aplic la ochi. Asta este baza. Iau și pe o pensulă de blending, puțin fard, galben și vin cu el în pliu. Iau fardul auriu, care este, my God, să o fac un swatch. Deci este ceva superb. Hai să o fac aici swatch. Deci uitați-vă cum arată auriul ăsta. Îl iau pe o pensulă plată și îl aplic pe pleoapă. Deci este divin. Cred că am luat prea mult. În fine, o să mă întorc la pensula cu care am lucrat în pliu și vin și mai șterg un pic. O să încerc să-mi fac și o linie de tuș cu ajutorul pigmentului albastru, care vine, uite, vine așa într-o pungă de asta. Am un recipient de genul acesta în care să-l pun, dar încă nu l-am pus. Este mult mai ușor așa să folosești pigmentul decât dintr-o punguliță, dar nici de aici nu este chiar rău, nu este dificil. Ca să stea fardul lipit acolo și să pot să-mi fac linia de tuș, o să folosesc un creion sau o să încerc să folosesc, nu știu, cred că mai degrabă un creion pentru că ăsta e un pic cam gros. Am de la Salerm un fard cremos sub formă de stick care este superb, este superb. Astăzi am vrut să folosesc pigmenții, dar merită să fac un clip doar pentru acest fard pentru că este minunat. Aplicat așa pe toată pleoapa, super ușor, super rapid, merge și ca atare, merge și ca bază pentru alte farduri, este superb acest creion. Hai să-i fac un swatch. Vă spun imediat și ce nuanță am. Deci uite, și o să întind așa un pic, să zicem că vreau să blenduiesc. Deci este o nuanță naturală, foarte frumoasă. E foarte frumos. Nu știu cum se vede, cum s-a văzut la voi. Uite-l aici. Și este ușor așa, cu finish luminos. Nuanța este 35, lilac brown. Adică un mov liliachiu. În fine, nu știu ce nuanță este asta cu exactitate, dar e o nuanță frumoasă care arată bine la ochi. Totuși o să-mi trasez cu un creion tușul, după care o să vin peste creion cu fardul. Folosesc un creion de la Nude Cosmetics, nuanța 05 Sky Blue. O să iau o pensulă în formă de unghi. Și am emoții acum pentru că, nu știu, să vedem fardul ăsta cum o să stea, dacă ar fi cazul să-l umezesc, nu știu, vedem. Hai să încercăm. Am luat destul de mult fard pe pensulă și o să vin cu
fardul fix peste creion. Am aplicat între timp puțin fard și pe pleoapa de jos, tot albastru. Mascara, trecem la mascara. Avem și n-am folosit coral pentru că nu prea am la ce să-l folosesc. O să-l folosesc într-un alt videoclip cu fardul cremos de la Salerm, care este superb, credeți-mă, este foarte mișto. Hai să trecem la mascara. Mascara, am ceva tot de la Salerm. Lashes Multiplier Grow Effect Mascara Black. Uite aplicatorul. Ăsta este. Îmi place aplicatorul. Și hai să aplicăm mascara. Are un miros așa, nu știu. Nu are mirosul clasic de mascara. Parcă miroase a miere, a propolis, ceva de genul. Și să aplicăm puțin rimel. Încarcă destul de bine genele, rimelul. Îmi place cum le lasă. Da, uite. Nu știu cât se vede pe cameră, dar face niște gene destul de ok. Și formula este foarte, foarte cremoasă, așa ca o ceară, mi se pare, rimelul în sine, da? Folosesc puțin bronzer, City Bronzer de la Maybelline, după care trecem la blush. Am un blush foarte drăguț de la Salerm. Blush-ul se numește Natural Blush Rouge Passion. Nuanța, cred că asta este nuanța, Rouge Passion. Mama, deci nuanța este demențială, mie îmi place foarte mult. Uite, uite. E genul meu de blush, ce să mai, e genul meu de nuanță, doar că este într-adevăr un pic cam închis și este extrem de pigmentat. L-am folosit într-o zi și eram super îmbujorată la față, deci trebuie aplicat puțin, puțin de tot. Am dat de 2-3 ori, scutur pensula. E foarte frumos. Hai să-i fac un swatch. Să-i fac un swatch pe mână. Mai am pe unde? Hai că mai am, că m-am mai șters între timp. Deci este foarte frumoasă nuanța. Îmi place. Și are un finish, nu este mat, 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 dar nu este nici sclipicios, si de fat, metalic, nu? Are un finish ușor luminos, a spune natural până la urmă. Îmi place foarte mult blush-ul, îmi place formula, îmi place că este pigmentat. Ador, ador blush-ul. Am și un creion negru pe care nu vi l-am arătat și nici nu l-am folosit. Un creion negru de ochi. Se numește Matic Precision Eyeliner nuanța 20. Sunt mai multe nuanțe disponibile, mi l-am ales pe negru. Și iluminator. Uite, aș vrea să încerc... De ce nu? Hai să încerc fardul ăsta coral ca iluminator. Am așa un feeling că o să fie un pic cam închis, dar o să încercăm să-l facem, adică eu să-l fac să funcționeze. Hai să-mi caut o pensulă. Uite, aș lua o pensulă de asta mică, în formă de evantai. Hai că asta e prea mică, nu știu. Da, uite, asta e mijlocia. Și pentru că este mai micuță și nu e atât de mult produs și ca să întind foarte bine, să nu fie prea, prea intens. Hai să-i fac un swatch la fardul ăsta coral de la Mayam. Doamne, deci este minunat. Unde? Unde? Uite aici, uite aici. Deci uitați cât este de frumos. Deci fardul ăsta coral este superb. 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 Îl ador. Și o să iau din capac mai degrabă, că a rămas pe acolo prin capac ceva. Da, este cam închis pentru mine, pentru tenul meu, dar merge foarte bine ca iluminator. Foarte, foarte, foarte bine. Oricum, blenduit așa, să zicem că o să iau și o pensulă un pic mai mare. Cât de cât. Nu e, e închis. E închis pentru mine, recunosc asta, dar ca să-l vedeți și pe el și ar merge și ca iluminator. Aveau și nuanțe mai deschise, dar nu, uite, nu m-am gândit să-mi iau o nuanță mai deschisă să o folosesc ca iluminator. Bun, și acum am ajuns la ruj. Ultimul pas din machiajul meu, rujul. Am două rujuri de la Salerm. Am un ruj lichid cu finish mat. Perfect Matte Long Lasting Matte Liquid Lipstick în nuanța Camellia Pink și este un roz. O nebunie de roz care, serios, acum nu prea merge.
cu ce mi-am făcut eu la ochi. Dar o să-i fac un swatch. Deci este o nebunie de roz. Ia uitați. Un roz de la super aprins. Îmi place. Îmi place foarte mult nuanța. O să folosesc în schimb un ruj sub formă de creion, Velvet Hydra Colors, asta este gama, Long Lasting Lipstick, ruj, nuanța 08 Velvet Skin. N-am mai filmat de ceva vreme pentru că am avut niște probleme pe la cameră cu niște cabluri, s-au stricat și a trebuit să-mi caut alte cabluri, să mi le cumpăr și a durat tot procesul ăsta și am senzația că mă bâlbâie acum, mi-am ieșit din mână. Da, o să folosesc acest creion care este atât de drăguț, vă spun că l-am folosit, uite, o să-i fac swatch lângă roz. Uite-l aici, lângă roz, lângă cel lichid. Este creion, e ușor de folosit. Nu trebuie ascuțit, e mecanic, da? Se răsucește de aici de jos. Foarte frumos. Deci arată foarte frumos, foarte natural. Este foarte lejer pe buze. Se curăță, nu este ultra mega rezistent, se curăță. Dar rămâne pigmentul așa și fiind o nuanță atât de naturală, arată foarte bine. Gata, îmi place rujul, este aș vrea să zic preferatul meu, dar nu, că îmi place foarte mult și fardul cremos, deci ador fardul ăla cremos, trebuie neapărat să fac un alt Get Ready With Me în care să vi-l arăt. Îmi place foarte mult și pudra, nu știu, îmi plac mai multe produse de la Salerm, din ce am încercat. Este un brand nou, sunt încântată de produsele primite, le mulțumesc foarte mult pentru această cutiuță cu produse, am fost așa super încântată să încerc chestii noi de make-up. Și vă las în descriere. Am și un cod de reducere pe site-ul lor și vă las și codul de reducere în cazul în care cunoașteți brandul și vreți să vă achiziționați ceva sau poate, nu știu, v-a atras ceva atenția în mod deosebit și ați vrea și voi să încercați. V-am zis, mă bâlbâi. Da, vă las în descriere toate informațiile de care aveți nevoie, iar pigmenții mai am sunt superbi, îi ador, deci sunt foarte, foarte mișto, au foarte multe nuanțe pe site. Foarte multe nuanțe, dar mi-am ales ce v-am arătat. O să revin cu un tutorial și pentru pigmentul coral, pentru că este superb la ochi, este divin. Astăzi l-am folosit doar ca iluminator. În fine, spuneți-mi părerea voastră în comentarii despre produsele pe care vi le-am arătat, cum vi se par pigmenții, cum vi se par produsele Salerm, dacă le știți, dacă le-ați încercat, dacă ați auzit de ele. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!